Seara. Da, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de joc. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată. O echipă care a venit să facă un joc deschis. Însă noi ne-am creat câteva situații de a marca, nu am reușit să dăm golul 2 și puteam să avem probleme pe final. A fost mai greu decât vă așteptați? Da, primul joc este întotdeauna greu pentru că, bineînțeles, cei de la Târgu Mureș au făcut foarte multe transferuri în acest sezon și nu cunoșteam foarte bine echipa lor. Însă, v-am spus, băieții, vreau să felicit băieții pentru modul în care s-au mobilizat, pentru modul în care au crezut în această victorie și este un început bun pentru noi, un pas cu dreptul în acest campionat. A fost un debut foarte bun și pentru dumneavoastră ca antrenor pe banca lui Dinamo. Da, așa este. Sunt bucuros că am debutat cu dreptul. Am avut în spate un public minunat, o echipă care a luptat până în ultimul minut. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au susținut. Vreau să mulțumesc jucătorilor pentru modul lor de a se prezenta la acest meci. Sunt bucuros, un debut cu dreptul. Mulți suporteri aici la Ploiești, în schimb, Ștefan cel Mare nu prea mai veneau suporterii. O să-i readuceți la stadion acum? Da, eu asta am mai declarat-o. Unul din obiectivele noastre, ale mele și ale echipei, este de a readuce suporterii la stadion. Asta putem face doar prin jocurile noastre bune și prin rezultate, bineînțeles. Cu Liviu Gana ce se va mai întâmpla? Va reveni la prima echipă? Liviu Gana este într-un stadiu de negocieri cu clubul. Ce să spun, eu îl aștept la echipă. În momentul în care el va rezolva problema, atunci este primit de tot grupul. Toată lumea critică faptul că Dinamo n-a făcut niciun transfer în această vară. Mai aveți nevoie de jucători? Nu, eu am declarat-o că nu. În cazul în care și Găman și Borboianu vor reveni la echipă, atunci lucrurile vor sta în ordine. Și Luchin? Și Luchin este un jucător care este în tratative cu noi, dar deocamdată eu spun de ce este cert. De Luchin nu știu stadiul lui de negociere cu clubul. Sunteți un antrenor destul de atipic, așa v-am văzut și în seara aceasta. Nu vă exteriorizați, nu țipați după bancă. Cum reușiți să fiți atât de calm? Păi, nu știu, poate că asta este felul meu de a fi. Încerc să mă controlez, nu vreau să transmit nervozitatea mea jucătorilor, pentru că în acel moment jucătorii pot fi foarte nervoși, se pot întâmpla multe lucruri care nu ne ajută cu nimic. Este Dinamo pariul dumneavoastră ca și antrenor? Eu îmi doresc foarte mult să reușesc sau să reușim la această echipă. Eu împreună cu echipa să avem rezultate foarte bune. Am spus, am avut un stadiu de pregătire foarte bun. Suntem pe un drum bun, însă este prima etapă și deocamdată mai avem mult de muncă. V-ați făcut un obiectiv în primele 5 etape? Că cam toate echipele așa și fac. Noi este de a câștiga fiecare joc. Acum rămâne de văzut în ce măsură se poate realiza. Nu ne-am făcut calcule, v-am spus. Noi vrem să câștigăm fiecare joc. Rapid.